Bună dimineața, din nou suntem live și pe pagina de Facebook Ziua de Cluj, alături de mine și de dumneavoastră prin telefon primarul municipiului Cluj-Napoca, domnule Emil Boc. Bună dimineața, domnule primar, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și o zi bună tuturor. Astăzi sărbătorim ziua imnului național al României. Ce activități se întâmplă astăzi la nivel de municipiu? Și acum vă spuneam, astăzi o să scurtăm un pic emisiunea, pentru că la ora 10 sunt festivitățile oficiale în piața Mihai Viteazu. Nimic nou sub soare și nimic special, o zi care este marcată solemn prin o ceremonie oficială pe care o avem în centrul Clujului. Și un moment de reflecție și de bucurie, pentru că suntem într-o Românie care are cele mai înalte garanții de securitate din întreaga istorie, că putem să ne bucurăm de ceea ce înseamnă trai într-o Europa care, chiar dacă trece prin greutăți, oferă cele mai bune condiții de pe această planetă ca să poți trăi și că România face parte din acest club select al planetei, al Uniunii Europene. Că trăim vremuri complicate și să reflectăm la asta, vremuri complicate atât în ceea ce privește războiul de la răsărit, care parcă încearcă să distrugă conceptul de națiune, de stat național, să distrugă pacea europeană de peste 70 de ani, să reînvie demonii trecutului, să compromită elementele de stabilitate pe care cu greu le-am creat în Europa, mă refer la invazia absolut abuzivă și de neconceput a Rusiei asupra Ucrainei, care de fapt ce face? Vrea să distrugă o națiune care și-a definit propriul destin. Ori astăzi, tocmai ziua imnului stabilim, care imnul este primul, cel mai important, poate cel mai important simbol alături de steaga al unei națiuni. Ori astăzi Rusia, pur și simplu, lui Putin, pentru că acești lideri sunt cei care promovează până la urmă aceste politici, nu popoarele în sine, ci liderilor, vor practic să reînvie demonii trecutului. De aceea am spus că atât de important este ca acest război al Ucrainei să fie câștigat de către Ucraina și de lumea democratică, pentru că până la urmă, dacă acest război nu este câștigat de către lumea democratică, nimeni nu va ști unde se va opri la un moment dat imperialismul rus. Astăzi este Ucraina, mâine este Moldova, nimeni nu mai știe acolo încolo ce se poate întâmpla. Iar siguranța noastră, fiecăruia din Europa, început cu cei care este mai aproape de granița cu Rusia, și noi am avut niște experiențe, nu puține. Din fericire, 1812-1940 sunt în ADN-ul fiecărui român ca și niște ca un coșmar de neuitat. Și atunci trebuie să înțelegem că acest război pe care poartă Ucraina este până la urmă și războiul Europei pentru apărarea democrației, a integrității teritoriale a statelor, a civilizației și a unei vieți decente care să nu fie amenințate în fiecare zi de bombe și de rachete care se streacă pe deasupra capului. Deci aceste momente trebuie marcate foarte, foarte bine, iar ziua imnului este un moment în care să reflectăm și asupra valorilor în care credem, asupra prietenilor cu care ne înconjurăm și asupra demersurilor pe care le facem, astfel încât să ne continuăm o viață normală în această țară și în Europa. În unegală măsură am asistat la niște declarații ale premierului Orban al Ungariei la Cluj, nu la Cluj, în România, în Transilvania, care au menirea de a îngrijora, pentru că vine în aceeași linie de a reînvia demonii trecutului, a readuce conceptul biologic de rasă, concept biologic de rasă care a fost utilizat la declanșarea celui de-al doilea război mondial. Asemenea, declarații voite sau nevoite, pentru că am văzut acum într-o declarație pe care a făcut-o împreună cu premierul Austriei, că a retractat puțin din ceea ce a spus, că n-a fost greșit înțeles, a fost greșit înțeles, nu, el a explicat foarte clar de atunci despre conceptul biologic de rasă și nu poți să accepti asemenea declarațiile. Trebuie clar taxate, respinse, izolate, pentru că dacă le lași să facă pui, te trezești cu ceea ce ne-am trezit în perioada interbelică. Când nu se oprește abuzul la un moment dat, te trezești că abuzul este urmat de un alt abuz, până când totul se transformă într-un coșmar. De altfel, nici celelalte viziuni de a critica la infinit NATO și Uniunea Europeană nu pot fi acceptate. Nu poți ca lidera unei țări NATO și Uniunea Europeană, cum este Orban, noaptea să beneficiezi de protecția NATO, să dormi liniștit sub plapumă, iar ziua
să critici Uniunea Europeană și NATO ca și cum ai face parte din ea. Nu poți să fii și în căruță și pe jos. Trebuie să fii parte la un club care împărtășește niște valori. Când ți-ai asumat niște valori din care faci parte, trebuie să le respecti. Asta înseamnă clubul celor 27 de țări ale Uniunii Europene. Domnule primar, ziua imului îmi privesc de reflexie asupra acestor elemente. Avem deja 156 de zile de război, iar războiul va continua, nu știm cât, de ce se întâmplă acest lucru, mai avem câteva luni și intrăm în iarnă. Momentan, Uniunea Europeană depinde foarte mult de gazul rusesc. Ori, dacă ne uităm puțin, prețurile vor exploda. Deja au explodat și pe partea de energie. Deci vorbim de energie electrică, s-a scumpit și apa, gazele știm deja la ce prețuri sunt. E de ales între două rele. Să accepti talpa sovietică, rusă, cu rachete, cu dominații. A mai venit 50 de ani și ne-a compromis istoria când a introdus comunismul cu tancuri în România. Este și asta o soluție, da, pe care Putin o promovează în fiecare zi, promovând în primul rând distrugerea Ucrainei și împărțirea ei între vecini. Ne-a zis că nu este simplu. După aia împărțirea Moldovei, după aia împărțirea României, altor țări. Da, este și asta o opțiune. Eu cu așa ceva nici măcar în coșmar nu pot să mă gândesc și pot să mă gândesc să accept așa ceva. De aceea apăr aceste valori ale democrației și apăr această situație ca Ucraina să câștige acest război. Evident că sunt greutăți, că doar nu vine totul cu lapte și miere. Dar între cele două rele, de a ajunge la dispariție și distrugere statală, de a fi amenințat de bombe, rachete, evident că fac niște demersuri mai grele, care nu sunt ușoare, și Uniunea Europeană, vedeți, este pentru prima dată solidară în aceste demersuri, de a tăia dependența de gazul rusesc, de a nu alimenta cu 600 de milioane de euro în fiecare zi mașina de război a Rusiei, pentru că atât plătește Europa în fiecare zi pentru gazul rusesc. Și atunci, bineînțeles, când îi dai bani în fiecare zi, bineînțeles că banii aia poți să-i folosești pentru prosperitatea propriei națiuni sau poți să-i folosești să distrugi alte națiuni. Așa cum un cuțit de bucătărie poți să-l folosești să faci o bună tocăniță sau poți să-l folosești să ucizi pe cineva. Dacă nu mă înșel, să chiar săptămâna trecută Ungaria, premierul, ministrul energiei s-a dus în Rusia, văzusem pe fluxurile de știri, am fost și eu plecat în concediu, a mers de a bătut palma cu rușii pentru achiziția de... A bătut palma cu Uniunea Europeană, a bătut palma cu nimeni altcineva. Și decizia la Uniunea Europeană este luată de a asigura independența față de gazul rusesc, de a se face magazinele de gaze până în 15... cred că noiembrie sau octombrie, nu greșesc, să ajungă la 79% din capacitate prin toate mijloace alternative posibile. Și vedeți, sunt contractele cu Statele Unite pe gazul lichefiat, sunt alte arii de aducere a gazului din altă parte a lumii, pentru că nu poți, repet, pentru că i-ai făcut o concesie lui Putin în 2014 după ce a intrat în Crimea și ai spus, lasă că va da pe brează. A mai trecut câțiva ani și distruge o națiune. Cine îi spune că se va opri dacă îi pui Ucraina pe tavă spunând că trebuie să ne luăm gaze la ruși. Acest șantaj nu mai poate continua. Când ai lideri autoritari cu ambiții imperialiste, nu poți să-i alimentezi mașinile de război și aceste lucruri pe care le fac. Este o chestiune de opțiune, o chestiune de valori pe care, repet, Uniunea Europeană le-a stabilit și le-a asumat și cred că așa trebuie să se protejeze și să reacționeze împotriva unor asemenea abuzuri. Că până la urmă, prin asemenea atitudine europeană, ne protejăm viața și securitatea fiecăruia dintre noi. Prima dată, cel mai important este să rămâi în viață. Pentru că atunci când îți trec rachetele cum le trec pe deasupra capului în Ucraina, în diverse părți ale țării, atunci nu mai e timp să te mai gândești dacă mai ai independență energetică sau nu. Deci, independența energetică putem discuta, că avem soluții. Dar nu poți să îi tolerezi unui asemenea lider care, repet, reînvie demonii trecutului din perioada interbelică. Când am trăit coșmarul acela al războiului, am văzut ce s-a întâmplat cu asemenea concepție, am văzut unde au dus, am văzut unde duce politica de conciliere pe care a dus atunci Franța și Marea Britanie față de ceea ce era în perioada interbelică, a dus la izbucnirea celui de-al doilea război mondial cu conceptul de rasă și de purificare etnică și de spațiu vital. Dacă trăim un film negru din nou, când vă amintiți conceptele fasciste de spațiu vital, că e nevoie de ca Hitler să-și extindă dominația pentru că Germania să aibă spațiu vital de dezvoltare. Nu aveți conceptul de rasă ariană, rasă superioară, care e singura care trebuie să domine planeta, singura care trebuie să existe, celelalte de rasă sunt inferioare. Am văzut filmul ăsta, l-am trăit. Nu ne dăm seama că, făcând concesii unor asemenea declarații sau unor asemenea atitudini, nu facem decât să reînviem și să le aducem pe tapet o istorie care am trăit-o recent prin bunicii noștri, care, repet, au fost martori la asemenea atrocități produse de minți umane bolnave.
Deci aceste lucruri cred că trebuie înțelese și spuse foarte răspicat, dacă vrem să fim corecți cu românii și cu viitorul lor. Cineva trebuie să le spună aceste lucruri. Domnule primar, momentan și pe buzele tuturor se discută de război, de prețuri, dar dacă ne uităm, nici de COVID nu am scăpat. Incidența la nivel de municipiu este 10% aproape, este de 10 puncte. Credeți că se vor mai lua măsurile care au fost în trecut? Dacă sărim, ajungem la un prag, nu știu, de 20 incidență, ce se va întâmpla? Vor începe iarăși școlile în sistem hibrid, în sistem online? Cum va funcționa? Pentru că astăzi nu mai spune nimeni nici de vaccinare, nici de purtarea măștii, nici de păstrarea distanței. Acum am ajuns la un nivel de imunitate de turmă, cum se spune, care asigură un grad destul de ridicat de protecție, chiar dacă faci infecția, nu faci într-o formă gravă. Asta ne spun medicii. Că formele pe care le faci sunt forme de răceală, ușoară, o simți, o treci, puțin o fac în manieră complicată. Cei care ajung la terapie intensivă, iarăși, 8 din 10 sunt persoane nevaccinate. Deci este clar că persoanele vaccinate din start au un avantaj și în acest val al pandemiei. Din toate declarațiile pe care am auzit de la oficiali, atât național, cât și europeni, nu sunt avute în vedere niciun fel de restricții în perioada următoare. Nici în privința școlilor, nici în privința activității economice, nici în privința altor lucruri. Da, se fac recomandări. Și eu, când mă duc la avion, nu port mască, pentru că e o aglomerație închisă, aer condiționat, vehicul, port mască. Am purtat tot timpul, chiar dacă a fost sau nu pandemia. Cu mijloacele de transport în comun? Tot este la nivel de recomandare. Până la urmă, fiecare este responsabil de sănătatea lui. Dacă ai vaccinul în 3 doze, ai un grad mare de protecție și chiar dacă te îmbolnăvești, faci o formă ușoară de răceală pe care toți o facem de când ne-am născut într-o formă sau alta ca răceală. Și atunci, evident că recomandarea mea rămâne ca spații aglomerate, în spații închise, unde multă lume, fără ventilație, evident să iei măsurile necesare de protecție. Și acest lucru deocamdată este cel care se spune. Să sperăm că nu vor mai fi alte evoluții în materie de sănătate care să pună presiune pe sistemul medical. Chiar dacă e 10%, nu avem o presiune pe sistemul medical astăzi, la ora la care vorbim. Chiar dacă este în creștere numărul cazurilor la terapie intensivă, dar nu avem presiunea din anii sau din perioadele anterioare de valul de COVID. Evident, vom fi receptivi la tot ce ne vor spune oamenii de știință, pentru că aici, în materie de sănătate, nu dictează politicienii, dictează oamenii de știință care ne spun ce măsuri trebuie să fie făcute. Avem Vinerea Verde, implementată de aproximativ un an și o lună. Procentual, câte mașini au fost scoase din trafic, domnule primar? Există o situație? Este o situație doar cu privire la creșterea numărului de utilizatori ai transportului în comun. Și am publicat aceasta, nu am acum la mine în față și o puteți verifica. Este o creștere substanțială ziua de vinerea traficului pe transport în comun, ceea ce arată că implicit oamenii au lăsat mașinile acasă și au optat pentru transportul în comun, ceea ce ne face să ducem mai departe acest proiect, să-l susținem și să-l extindem la un moment dat prin alte modalități pe care le vom avea la dispoziție. Pentru că tu vorbiți de Vinerea Verde, de astăzi mai avem o oază verde în deplină funcțiune în oraș, este baza sportivă la terenuri, care de astăzi este pe deplin funcțională. De ieri s-au putut face programări la această bază sportivă, la fel ca în baza sportivă la baza sportivă din Gheorgheni, avem această platformă Sport în Cluj-Napoca, și vă invit să o accesați, unde puteți să faceți acum la baza sportivă la terenuri rezervare interior pentru 8 mese de tenis de masă, 2 săli de squash, în exterior pentru 2 terenuri de mini fotbal, 2 terenuri de tenis, 2 terenuri de tenis cu peretele, 2 terenuri de basket, 2 terenuri de volei. În interior se mai poate face sport fără rezervare la sale de yoga, pilates, panou, escaladă. De asemenea, în exterior se mai poate face fără rezervare la 2 mese de tenis de masă, 2 terenuri de volei pe nisip, un teren de badminton, un teren de basket cu 3 panouri, 2 amfiteatre, fitness în aer liber pentru diverse vârste unde poți să practici în baza la teren, un skatepark, o pistă de alergare de circa 1,3 km, loc de joacă pentru copii. Deci aceste lucruri le puteți avea în baza sportivă la terenuri. Importantă informația, conturile și cardurile de la baza sportivă Gheorghe sunt valabile și la terenuri. Deci dacă ai cont, cu același cont poți să te duci și la baza sportivă la terenuri și să-ți programezi terenul, să faci sport pe terenuri
de calitate, de ultimă generație, de nivel european și cred că suntem singura primărie din România care are două baze sportive care pot fi accesate liber de cetățeni prin programare online, astfel încât să faci sport de calitate și să te bucuri de calitatea vieții. Ce spune, domnule primar? De asta avem nevoie de democrație, de asta avem nevoie să oprim agresiunea rusească, pentru ca noi să ne putem ocupa în continuare de calitatea vieții. De aia este important, în primul rând, să înțelegem că această dimensiune a războiului din Rusia, din Ucraina, nu este doar pentru ei valabilă, este valabilă pentru orice țară din Uniunea Europeană, dacă vrem în continuare să avem preocupări de calitatea vieții și nu de sirene și nu de adăposturi nucleare, Doamne ferește, sau de adăposturi împotriva unei invazii armate. De asta avem nevoie să ne preocupăm de aceste lucruri. Ce spune procesul verbal de recepție la baza sportivă? Este totul perfect? Avem inclusiv avizul ISU. Obținut și mulțumesc domnului colonel, domnului general Moldovan pentru implicare. Sunt câțiva arbori care trebuie schimbați, pentru că procesul de evoluție a arătat că trebuie să fie schimbați, dar aceștia nu pun în pericol punerea în mișcare a bazei sportive și declanșarea ei. Aceste mici nuanțe vor putea fi remediate fără ca baza sportivă să nu fie deschisă. Important că tot ce a ținut de funcționalitatea elementară avem în momentul de față. Și terenurile, suprafețele de joc, da, totuși sunt perfecte? Da, păi, sunt date în folosință și ca atare le puteți vedea. Vă invitați la 12:30 să le vedem. Vreau să discutăm de un alt aspect. Tot am discutat și s-a și implementat Vinerea Verde. Studiile, aparatele arată un grad de poluare destul de ridicat la anumite ore și depășiri la nivel de municipiu, ca și ce măsuri luăm. Deci avem parc, se fac parcuri, s-a decis în acel master plan al companiei de termoficare și nu numai pentru o centrală la întregul bloc, este suficient? Nu. Facem metro, facem tren metropolitan, facem centura metropolitană, legăm Cluj de autostradă, facem pasajul de apertura Turcului. Sunt proiecte pe care le avem în derulare, în diverse faze și care vin să completeze. Avem 200 de hectare de parcuri în construcție și în remodelare. De la malurile Someșului până la Cetățuie, de la parcul feroviarilor până la parcul din Zorilor, de la parcul Est până la parcul din Bună Ziua. Sunt lucruri pe care le derulăm. Plantăm 100.000 de copaci până în 2030 în continuare. Facem culoarul verde pietonal pe malul Someșului, de la Apachida până la Gilău, și care le avem în derulare în momentul de față. Deci noi venim în permanență cu proiecte care să stopeze creșterea poluării și să trecem în faza cealaltă de calitate a vieții. Gândiți-vă că metrou va fi echivalentul a unei păduri cu jumătate milion de copaci. Asta va însemna din perspectiva absorbției gazelor cu efect de seră și a diminuării poluării. Sunt lucruri pe care, repet, le gândim de multă vreme, nu de astăzi, ci de peste 5 ani de zile, tocmai ca să nu ajungem într-o fază în care să distrugi calitatea mediului ambient de la Cluj și să nu trăiești în condiții de calitate. Și evident, ceea ce putem face fiecare dintre noi, prin utilizarea transportului în comun și lăsarea mașinii acasă, pentru că o mașină clar poluează în oraș, de la 30.000 de mașini în 1989 la 210.000 de mașini cât avem astăzi, vă dați seama ce înseamnă asta pentru un oraș care nu are cum să se extindă ca un elastic, nu are cum să facă jonglerii și magii. Pentru că el este un oraș medieval construit, sau ce medieval, un oraș antic, da, de 2000 de ani, și care are o configurație care nu îi permite, repet, să aducă de 7 ori mai multe mașini în oraș, așa cum a făcut unii 30 de ani. În mod legitim, oamenii, pe bună dreptate, le-au crescut calitatea vieții, au avut șansă să-și cumpere o mașină mai ușor. Eu știu că tatăl meu, 7-8 ani de zile, sau 10 ani de zile, a pus bani la cec să ajung să cumpere o mașină și n-am ajuns până în 1989, în sfârșit, să cumpărăm o mașină de 70.000 de lei, cât era atunci o Dacia. Și am pus câte 5.000 de lei, puneam acolo la ce ca să ajunge. Și tot n-am ajuns să cumpărăm în 10-15 ani o mașină. Acum, evident că oricine poate mult mai ușor să, cu câteva mii bune de euro, să cumpere o mașină și să aibă acces. Ceea ce este natural, este sănătos pentru calitatea vieții. Dacă lumea a plecat mai departe în faza următoare, în care mașina nu mai reprezintă un element de bunăstare individuală, din potrivă, mijloacele alternative la mașină sunt cele care arată prosperitatea unei nații, a unei oraș, a unei comunități, trecerea de la etapa asta un om, o mașină. A fost o etapă din istoria umanității, din istoria Europei, când un om, o mașină a fost
Dar și acum nu s-a schimbat personală. Cu nimic. Și acum e la fel. Un om și o mașină, ei, domnule primar. Mergeți și vedeți, mergeți și vedeți prin Europa că acest concept e considerat istorie. Mergeți în Olanda, mergeți în Belgia. Păi, dar la noi lucrurile acestea încă funcționează. Se vor întâmpla și la noi. Eu vă spun doar mersul lucrurilor. Așa cum și în viitor veți vedea că peste ani și ani și mobilitatea alternativă va cumpăra niște forme pe care nu le imaginăm astăzi. Vedeți câte lucruri apar noi în materie de mobilitate, ce alte mijloace noi de transport. Au apărut autobuze electrice, apar autobuzele cu hidrogen. O să apară multe alte lucruri care vor arăta alte direcții de evoluție. La fel și în alternativa asta. Alte țări civilizate la care ne uităm și la care aspirăm să avem calitatea vieții, să ne bucurăm de calitatea aerului, de calitatea mediului ambient, au renunțat de mult la acest concept, un om, o mașină. Și noi mergem în această direcție, e adevărat, în ritmul nostru, pentru că până la urmă, teoria istoria nu poate fi forțată, poate fi accelerată, dar nu poate fi forțată. Vreau să vă întreb despre pădurea clujenilor, dacă se remediază alunecările de teren. Bineînțeles că se remediază în procesul de verbal de recepție. Acolo, repet, are niște măsuri prevăzute pentru reabilitare, refacere, pe banii firmei. Și aici trebuie să știe clujenic, orice lucruri apar în perioada de garanție și în perioada aceasta, se refac de către firmă. Nu există care de întors, se corectează, asta e situația cu dealurile Clujului din nefericire. Vă amintiți că s-a construit centura Vâlcirea Pahida și atunci dacă nu eram premier, cu siguranță lucrările n-ar fi continuat pentru că a fost nevoie de suplimentarea costurilor pentru a putea face față la alunecările de teren, la punerea acelor ziduri de beton care să oprească căderea dealurilor. Avem, vedeți, în Lomb, oriunde înțepi cade tot dealul, oriunde, în Bohanci, la fel, oriunde a înțepat cade, pentru că de aceea nu s-a mai făcut cartelul la major de locuințe, pentru că numai 100 de milioane de euro trebuia să se investească pentru a consolida suprafața unde se puteau construi case. Pentru că 100 de milioane de euro face orice cartier, nu, dar cu numai consolidarea ar fi costat atâtea. Și atunci am decis să facem parc pe zonele unde se poate face fără consolidări majore, faci școală, crește grădiniță pe suprafața aia mică din 70 de hectare și mergem mai departe. Asta e situația reală și asta trebuie să o facem în continuare, să ne adaptăm și să plantăm cât mai mulți copaci, pentru că mai mulți copaci vor asigura mai multă stabilitate și a terenului. Asta o știm de 2000 de ani, trebuie să o inventăm acum. Tot la, domnule primar, tot la pădurea clujenilor, s-a găsit operator pentru tiroliană? E în licitație procedura și vom anunța rezultatul licitației. Care este discutam cu mult timp în urmă de o schimbare, o modificare cu plăcuțele, cu numele străzilor. Ce se întâmplă cu acele plăcuțe? Este un proiect în pregătire pentru toate străzile din Cluj pentru a fi aduse la un numitor comun. Se lucrează la inventarul lor, la detaliere, e o chestiune amplă și consistentă și o veți vedea implementată în partea a doua a acestui an. Și o ultimă întrebare, CFR Cluj a mers mai departe în conferență. Steaua. Felicitări. Steaua, Sepsi. Bravo lor! Craiova, ce spuneți de Universitatea Cluj în primele două meciuri care le-a avut cu locul 2 și locul 3 din campionatul trecut? Ați fost în vacanță, n-am avut ocazia să vă spun, ați luat care m-au întrebat. Îmi cer scuze, asta este. Viața frumoasă, noi suntem la șaibă aici, la muncă, da. Asta este. Mă bucur că ați adus în discuție acest subiect. Repet, i-am felicitat public, l-am transmis și felicitări prin antrenor și reprezentantul nostru în conducerea clubului pentru atitudinea pe care echipa Universitatea a avut-o cu aceste două formații de prim rang a fotbalului românesc, locul 2 și 3. A arătat că jucăm de la egal la egal, că există atitudinea de care tot vorbesc eu tot timpul. Rezultatul poate fi la un moment dat nu cel mai favorabil, dar dacă ai atitudine pe termen mediu și nu cu siguranță ești o echipă învingătoare, iar U are toate argumentele prin blazonul pe care are, prin valoarea jucătorilor existenți, prin valoarea echipei tehnice de pe bancă, se arată că poate juca de la egal la egal cu orice echipă din România. Și în primele două meciuri a demonstrat acest lucru Universitatea și am încredere în băieții de la U că vor face tot ceea ce ține de ei, așa cum au arătat în primele două meciuri, să ne facă mândri că suntem suporteri ai Universității Cluj, în egală măsură susținându-i pe cei de la CFR să meargă cât mai repede și cât mai departe în cupele europene, sunt ai Clujului, sunt ai noștri. Și în consecință în acest oraș este loc pentru toată lumea, este loc și pentru CFR, nu sunt unii împotriva altora, au culoare distincte, diferite și împreună ne putem bucura ca oraș că avem șansă să vedem două echipe de Liga Națională în oraș, să avem și competiții europene și să ne bucurăm împreună de acest
spectacol sportiv pe care fotbalul aduce, să fii cât mai mult la stadion. Eu de aici înainte invit pe toți clujenii să-și facă abonament la Universitatea, la stadion, pentru că e un lucru binevenit, e o formă minimală prin care putem susține acest club să meargă mai departe. Și ca să nu zică lumea că fac ce face Popa, eu și ce zic și fac, mi-am și procurat abonamente, adevărat cel mai scump, dar sunt și abonamente mult mai ieftine, astfel încât să susținem clubul Universitatea. Mulțumesc! Săptămâna viitoare, și cu asta închei, săptămâna viitoare avem, weekendul viitor avem Antol la Cluj-Napoca. Da, nimeni din loc sub soare, e un eveniment pe care îl cunoașteți, care a pus Clujul pe harta evenimentelor de profil, un eveniment care, repet, arată Clujul de calitate, arată că la Cluj pot avea loc evenimente la fel ca și în orice țară a Uniunii Europene. Sper să fie un succes, așa cum a fost și în anii anteriori. Veți merge? Vă mulțumesc, o zi bună, vă mulțumesc. Bineînțeles că voi merge. Bine, la revedere. La revedere. Vom părăsi pagina de...